și ne-am apropiat de biserică. Vis-a-vis de biserică e o căbănuță cu balcoane verzi, cu pereți verzi și niște brazi extraordinari de dur la biserici, biserica. Niște brazi fantastic de frumoși. Aici s-a plantat o perdea de brazi. Așa arată biserica. Turnul înalt, scările, pridvorul și primim salutări. Suntem în pridvor, ușa este închisă, programul Sfântei Liturghii, vă așteptăm cu drag. Iată un pridvor foarte frumos, cu gardul ăsta de len masiv. Presupun că pridvorul este circular. Sincer, încă nu m-am lămurit ce biserică este, dar poate mai aflăm ceva. Priveliștea este extraordinară și aerul de munte priceless. Vecinătatea este de excepție, brazii am mai văzut. O stradă high class, aș zice, în predeal. Zona asta aparține tot de biserică, este pentru relaxare, acest făișor, pentru că există scara asta care coboară. N-am de gând să cobor, că după ce cobor pe urmă trebuie să urc la loc și nu prea am disponibilitate, dar văd de aici suficient. În orice caz, vitralele sunt de excepție și există și aceste tablouri pe peretele exterior. Na. Da, avem aceste tablouri, iar în acest făișor avem această statuie pe care eu am văzut-o recent și la Câmpina, era Biserica Anton de Padova și am o bănuială că ar fi ceva catolic. Suntem acum la nivelul străzii, dar un nivel mai jos se vede că terenul este denivelat și cu certitudine că există, această clădire are construcția, are și un nivel de desubt funcțional. Și nu este doar un nivel mai jos, sunt chiar două nivele mai jos. Deci ăsta este nivelul bisericii unde am fost în pridvor, iar de desubt aici este un nivel, iar aici al doilea, scările urcă de la al doilea nivel. Aici presupun că sunt locuințele celor care îngrijesc de această biserică. Deci am fost pe strada Căprioarei și am ajuns în acea zonă high class din Predeal. Și din coace este restaurant Carmen, pensiunea Carmen, hotel Carmen, ce este, nu știu. Și aici în fața are fast food cu clătite și shawarma și chiar mă duc să iau una acum că avem o solicitare.